Vlad Germănescu a fost ispită la insula iubirii în sezonul 7. Tânărul nu și-a găsit încă jumătatea, dar e în căutare. Cum trebuie să fie viitoarea lui parteneră? Vlad Germănescu a participat ca ispită la insula iubirii în sezonul 7, iar acum, spune el, este în căutarea femeii perfecte. Vlad Germănescu a fost ispită la Insula Iubirii în sezonul 7. După ce a participat la Insula Iubirii ca ispită, viața lui Vlad Germănescu s-a schimbat și, spune el, a început să primească mai multă atenție față de cum era obișnuit înainte. El mărturisește că sunt oameni care chiar îl opresc pe stradă și îl recunosc, ceea ce bineînțeles că îi place. 1 sunt activ tot timpul că sunt în general transparent și folosesc Instagramul în general ca pentru divertisment, postez chestii random. La mine e distracție, ne amuzăm. După toată expunerea, da, am primit puțin mai multă atenție decât înainte, dar nu ceva care să mă dea peste cap sau să mă schimbe drastic. Am primit mai multă atenție atât din partea femeilor, dar și a bărbaților, mă mai cunoaște lumea, mă mai opresc pe stradă, a mai spus fosta ispită. Nu și-a găsit încă jumătatea, dar face furori în rândul domnișoarelor. Vlad Germanescu spune că nu și-a găsit încă jumătatea și o caută pe fata cu care vrea să-și facă un viitor împreună. Tânărul susține că lasă totul în voia timpului, și atunci când va fi să se întâmple, cu siguranță se va întâmpla. El spune că dacă nu simte că are o chimie cu o persoană și nu există sclipirea aceea între ei. Atunci e mai bine ca povestea să se termine și să dea fiecare șansă unei alte persoane să apară în viața lor. Sunt deschis către noi orizonturi, ca totdeauna. Nu am fost niciodată focusat să caut ceva, dar am spus tot timpul că atunci când se va întâmpla, se va întâmpla. O persoană ca lumea apare o dată sau cel puțin de două ori în viață. Nu te poți opri la fiecare. Ai interacționat, ai văzut, dar dacă nu te leagă ceva, o sclipire, nu trebuie să stai, că poate vine altcineva imediat după colț, a mai zis el. În ceea ce privește felul în care noua iubită ar trebui să fie, tânărul declară că nu are neapărat un tipar din punct de vedere fizic, trebuie doar să se potrivească și să aibă aceleași ritm ca lui. Să muncească atunci când e de muncit și să se distreze atunci când e de distrat. Nu aș avea un tipar pe fizic că uitându-mă în trecutul meu nu există un tipar. E important să fie pe gustul meu, trebuie să aibă același ritm cu mine, adică cum mă împart eu între muncă și distracție, să fie o persoană versatilă, a mai spus el. În curând îl vom putea urmări pe Vlad Germanescu din nou la Antena 1, de data aceasta în cadrul show-ului Splash. Vedete la apă, acolo unde spune că s-a bucurat de o experiență tare plăcută și unde a avut și multe emoții.